Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei, la un videoclip așteptat de mult, dar din păcate se pare că... Că s-a făcut de bea Cristina. Se pare că așteptat degeaba. Venisem așa pus pe treaba astăzi să intru aici să mă uit la... în cufărul ăsta. Și spre surprinderea mea n-am văzut nicio carte. Acum băieții de la Klaus Edmar, OP... cei care sunt OP, care administrează serverul. Mi-am zis că până ieri ar fi fost destul de mult, aproape plină, plin cufărul ăsta de aici. Și se pare că cineva a fost suficient de nesimțit încât să le fure. Na, acum, din moment ce nu suntem să facem poliție așa, adică eu speram să fim oameni mai decenți și presupun, na, mă rog, ca de obicei un singur măr prost poate să strice un coș întreg. Ca să îndreptăm chestia asta, am zis în felul următor, ok, o să pun aici un hopper, da, în care voi să puteți arunca iteme și itemele astea să se ducă aici într-un cufăr, n-am testat eu în prealabil, să se ducă în cufăr acolo și în felul ăsta să nu poată să le ia nimeni înapoi, da, odată intrate cărțile, să avem chestia asta. Na, sper că în felul ăsta o să apuc și eu să văd munca voastră. Mi se pare de foarte prost gust cine a făcut treaba asta. Ar trebui să-i fie un pic de rușinică, un pic mai mult. Recomand eventual chiar să plece de pe server. Nu-l dorim aici. Bun, două secunde să văd ce mai pot să fac aici, să cum baricadez și revenim. Bun, dragilor, hai că am terminat aici căsuța asta, am lăsat în continuare cum e ea, numai că am avut grijă pe interior să pun un pic de obsidie. Este în claim, am făcut un claim aici, ca să nu puteți, să nu poată lumea accesa hopperul. Doar aruncați cărțulia în hopper și se rezolvă. Da, cam atâta, asta aveam să vă zic. Îmi pare foarte rău, îmi pare, uite, chiar mai ales că mi-au zis băieții că era aproape prin cuvărul ăla acolo și da, asta este. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, sper în continuare că vă distrați, vă aduc aminte, hai să ne aducem aminte de fapt, hai să ne aducem aminte, așa, una la mână, serverul a fost făcut cu ajutorul echipei de la cloudcenter.ro, doi la mână, dacă vreți și voi un server, nu știu, poate vreți doar cu prietenii sau ceva de genul ăsta, aveți posibilitatea cu ajutorul codului DEMSKY să obțineți o reducere de 15%. 3 la mână, nu uitați că harta se resetează la 3 luni. Aveți pe site-ul oficial, link în descriere, skytitans.ro, aveți acolo exact un timer, da? Care vă zice că mai sunt atâtea zile până se resetează harta. Vă spuneam și în alte episoade că o să încercăm să facem ceva special la aceste reseturi, ceva să fie frumos și pentru voi și pentru aceia care vor urma în sezoanele viitoare, ca să zicem așa. Avem câteva idei, dar încă nu e bătut nimic în cuie și nu am vrea să promitem nimic fără să știm sigur. Mai am ceva? Mai trebuie să mai zic ceva? Nu știu dacă mai trebuie să mai zic ceva. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!